Nicolae Manolescu, considerat și azi criticul literar numărul 1 al țării, a avut încă de tânăr, și anume din 1962, când George Ivașcu i-a încredințat cronica literară în revista Contemporanul, o mare autoritate. Această autoritate a fost resimțită odată cu trecerea timpului ca o tiranie. Faptul că unii autori s-au răzvrătit împotriva ei și au contestat-o n-a făcut decât să o confirme. Așa cum fiecare scriitor din deceniile 5 și 6 ale secolului 20 visa să fie menționat în articolele lui George Călinescu, dacă nu cumva avusese norocul nesperat să figureze în istoria literaturii române de la origini până în prezent, fiecare scriitor din deceniile 7, 8 și 9 visa să fie recenzat de Nicolae Manolescu. O cronică din Contemporanul sau mai târziu din România Literară îi putea schimba viața, aducându-l în centrul atenției, consacrându-l. Chiar și o persiflare subțire era preferată tăcerii. S-au înregistrat cazuri de scriitori care s-au îmbolnăvit de nervi, așteptând zadarnic, decenii la rând, să fie luați în considerare de Nicolae Manolescu. Cronica sa literară era mitizată, devenise un fel de arca lui Noe care putea salva autori de la necul în amnezia colectivă. Explicația acestei autorități, fără termen de comparație, cu excepția poate a cele exercitate de Titu Maiorescu în a doua jumătate a secolului XIX, trebuie căutată în însușirile scrisului lui Nicolae Manolescu, gust sigur, stil elegant, patetism al ideii încremenit în formulări apodictice. Dar se explică și prin starea de spirit a publicului din epocă, exasperat de mistificările la care era supus de către instituțiile statului. Criticul a devenit influent nu ca un nonconformist, ci ca o instanță mai legitimă decât aceea oficială. În comparație cu verdictele date de el, cele enunțate de oficialitate păreau ele neoficiale, amatoristice și caragioase în cele din urmă. În plus, spre deosebire de autoritățile epocii tendențioase și exclusiviste în stabilirea ierarhiilor literare, Nicolae Manolescu a avut mereu o atitudine democratică. El accepta și acceptă și în prezent, în principiu, orice orientare literară, interesându-se doar de valoarea estetică a textelor luate în discuție. În cronicile lui sunt tratați cu aceeași atenție și cu aceeași exigență Leonid Dimov și Ion Gheorghe, Emil Brumaru și Adrian Păunescu, Ștefan Augustin Doinaș și Mihai Beniuc, Marin Preda și Eugen Barbu, Radu Petrescu și Fănuș Neagu, Nicolae Breban și Dumitru Radu Popescu, Alexandru Paleologu și Valeriu Cristea. Prin această eterogenitate se manifestă un sentiment de responsabilitate față de cultura română, iar sentimentul de responsabilitate impune respect. În plus, criticul folosește imagini dintre cele mai sugestive pentru fixarea impresiei. Iată un exemplu. Citez. În Principele de Eugen Barbu, strălucirea unor pasaje lua ochii, în timp ce în Săptămâna nebunilor, apele fanteziei poetice s-au mai liniștit, romanul semănând cu suprafața unui lac plin de broderia fastoasă a mătasei broaștei și aproape imobilă, fără tensiuni interioare. Am încheiat citat. Însă adevăratul spectacol este oferit de modul operativ americanesc în care sunt folosite cuvintele limbii române. O limbă poetică pe care criticul o depoetizează din mers pentru a-și duce repede la bun sfârșit întreprinderea critică. Istoria critică a literaturii române, publicată de Nicolae Manolescu după 1989, reprezintă o sinteză a activității unui critic literar care a dat tonul în literatura română timp de mai multe decenii. Nicolae Manolescu are și față de literatura din trecut o atitudine dezinvoltă, lipsită de complexe. Spiritul său critic, aplicat asupra unor opere literare istoricizate, nu reprezintă un act destructiv, așa cum ar fi fost considerată din punct de vedere oficial înainte de 1989. Tratamentul aplicat de Nicolae Manolescu activează textele mortificate, le repune în discuție și circulație. În plus, acest tratament scoate din uitare
un întreg dosar de comentarii critice aparținând altor exegeți cu care Nicolae Manolescu nu este neapărat de acord, dar pe care ia atent în considerare. El pledează implicit pentru o atitudine civilizată în cultură, în condițiile în care există, chiar dacă pare paradoxal, și categoria creatorului de cultură necivilizat, care refuză dialogul, care face abstracție de istoricul unei probleme, care practică un voluntarism barbar, mizând pe presupusa sa genialitate. În prezent, ca președinte al Uniunii Scriitorilor, ca membru al Academiei Române, ca director al revistei România Literară, Nicolae Manolescu continuă să aibă o considerabilă influență în viața literară. Chiar și când tace, produce o vie emoție.